Hei, love, și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vă arăt ce produse am terminat eu în ultima perioadă. Și o să încep cu acest balsam. Este un balsam de la Sias, de 500 de ml. Trebuie să recunosc că m-a ținut destul de mult. Este un balsam bun. Eu îl folosesc la fiecare spălare și mă ajută să-mi descurc părul. Și mirosul, nu știu, este un miros plăcut, dar nu rămâne pe păr după ce te-ai clătit și te-ai uscat părul, nu miroase părul a produsul acesta. Următorul lucru pe care l-am terminat este un șampon uscat de la Batiste. V-am zis că eu mănânc pe pâine genul ăsta de șampoane uscate, le folosesc în fiecare zi, deci este firesc să se termine. Luna aceasta am încercat un produs pe care nu l-am mai încercat până acum, și anume crema depilatoare de la Farmec. Pe aceasta am terminat-o, dar mi-a mai rămas din gelul acesta care se folosește după epilat, dar vreau să vi-l arăt așa ca set. Trebuie să recunosc că sunt foarte bune și fac treaba. Eu le-am încercat pe cele de la Vit înainte și nu am fost atât de încântată. Ăsta chiar este foarte bun și mult mai ieftin decât cel de la Vit. Deci dacă căutați o soluție ieftină de îndepărtare a puțin nedorit, încercați varianta de la Farmec. Costă, nu știu, undeva la 10 lei, ceva, până în 15 lei fiecare tubule din ăsta. Următorul produs pe care aș vrea să vi-l arăt este acest fond de ten de la Max Factor. Este un fond de ten cu acoperire medie spre mare. Ce nu-mi place la el este că întotdeauna rămâne aici produs pe care nu ai cum să-l mai scoți, dar în rest este destul de ok, pentru că fiind pe variantă din asta pneumatică, să zic așa, se ridică produsul, deci nu rămâne atât de mult cât ar rămâne în mod normal. Numai că faptul că vezi mereu chestia asta aici pe care știi că nu poți să o scoți e stresant. Produsul pe care l-am terminat și pe care se termină în general foarte repede este corectorul de la NYX. V-am vorbit eu că îmi place foarte mult. Al meu este nuanța 01 Ivory, mi se pare. 01 sigur, dar nu știu cum se numește, pentru că după cum bine vedeți s-a luat scrisul. Este un produs care, pe cât e de bun, pe atât de repede se termină. Am dat comandă pe Makeup Shop să vină și nu mai aveau pe stoc, așa că o să-mi iau, mi-am comandat o nuanță un pic mai închisă. Sper să fie ceva de capul lui. O să vă fac un review dacă vreți. Tot luna aceasta mi s-a terminat și rimelul și este vorba despre acest rimel de la Douglas. Este firmă proprie, marcă proprie Douglas. A costat în jur de 4 euro și îmi place foarte mult pensulița. Arată așa, dar după cum vedeți s-a uscat deja și nu-l mai pot folosi, dar și ambalajul este foarte drăguț. Se numește U-Star, marca proprie de la Douglas. Luna aceasta va trebui să arunc și acest tuș de la Avon. E un tuș pe care trebuie să recunosc că nu prea l-am folosit, l-am folosit doar de câteva ori. Este un tuș cariocă, care arată așa. Trebuie să recunosc că nu mi-a plăcut, chiar nu mi-a plăcut. De ce? Pentru că nu este nuanța suficient de intensă. Dacă ați văzut, mie îmi place când îmi fac dungile cu tuș să fie negru acela intens. Pe ăsta trebuie să aplici 2-3 straturi ca să fie atât de intens și de obicei nu-ți iese de fiecare dată, adică să stai, să insiști, să... și nu, chiar nu îmi place. Și mai am tușul acesta de la Essence. Ăsta mi-a plăcut pentru că vine cu două capete. Are un capăt așa, care arată exact ca o cariocă, iar pe partea asta altă este așa. Ăsta a fost bun. A fost rezistent. Singura problemă cu el este că nu știu din ce motiv, după ce, când încercam să-l șterg, îmi rămânea pleoapă pătată mof. Nu știu de ce, nu știu ce s-a întâmplat cu el, nu știu dacă așa sunt toate, deci el era într-adevăr rezistent și rezista și toate cele bune. Dar când m-am încercat să-l dau jos, îmi rămânea pleoapă pătată. Ceea ce nu este ok, adică nu cred că trebuie să se întâmple asta. Tot luna aceasta am mai terminat un mascara și este acesta de la Maybelline. Este varianta pentru Smoky Eyes. Și îmi place pentru că are pensula asta
așa extrem de mare. Mai are foarte puțin produs, nu știu, cred că îl mai pot folosi o dată sau de două ori maxim, de asta l-am și băgat în empties, pentru că nu aș vrea să mai țin ambalajul până voi face un nou videoclip, dacă voi mai face un astfel de videoclip. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare și nu uitați de like, share, subscribe, toate lucrurile alea drăguțe și minunate. Și v-am pupat și pa! Dar vreau să depinde doar de voi dacă vă place genul acesta de videoclip și din nou am folosit videoclip de 6 miliarde de ori pentru că trebuie eu să stric cumva videoclipul. Evident. Și acum, ultimul lucru, ultima chestie, ultimul produs, ultimul că deja mă bâlbui și oricum dacă tot am stricat videoclipul, hai să stric acest video. Să stric acest filmuleț cu totul și să vreau să vorbesc despre acest ruj de la Kiko în nuanța 816, care este această culoare groaznică. Da, sunt un pic uimită de faptul că nu ăsta era rujul pe care vreau să vi-l arăt, adică culoarea este groaznică, dar nu lung. Și prin urmare, rujul pe care vreau să vi-l arăt, nu așa vi-l mai arăt. Și rămân cu aceste produse.